Salutare cocoliclor și bine v-am regăsit la un nou joculeț de Roblox în care eu mă cred super gameriță și mă joc singurică, habar n-am despre ce este vorba, știți că de obicei eu nu prea mă pricep, dar îmi dau tot interesul și hai să vedem ce o să iasă și din episodul acesta. Deci este un joculeț cu mașini, haide, asta este mașinuța mea, aici îți arată chestiile. Se pare că nu prea o duce bine atâta de tare cu viața, n-are nici viteză foarte bună, accelerația-i vai de capul ei, frâna nici ea nu prea merge. Ai de capul meu, să vedem, ia uitați-o. Și mi s-a pus și una peste alta, sandwich. Mașina, te rog frumos, coboară, deci numai Cocos Cristina putea să parcheze așa. Bă, mi-a luat mașina! Deci nu, stai să vedem, poate ne-o spanează din nou. Deci te rog frumos, panează din nou, pentru că cineva mi-a furat mașina. Așa, hai să vedem. Da, cred că se conduce pe aici, pe la volan, nu? Nu prin partea cealaltă. Bă, fraților, unde ne ducem? Wow, ce frumos este aici. Se pare că suntem într-un fel de cartier. Wow, ce frumos! Cocolișilor, haideți să apăsați butonașul de cocolic și stați aici pe fază să vedem ce se întâmplă. Bă, deci parcă sunt într-un... Bă, ai grijă, nu mă împinge! Zici că sunt în parcul copiilor. Este superb. Și ce facem aici? Trebuie să ne reparăm mașina aia. Bă, ăsta e un checkpoint sau nu știu. Deci eu nu știu ce trebuie să facem aici. Dar mă duc și eu. O fi un fel de hobby cu mașini. Habar n-am. Bă, deci eu sigur nu știu să mă joc. Stai să vedem. Deci mă pun aici. Deci eu nu știu ce să fac. Eu sunt singură acasă și am vrut să fac și eu un video. Și eu nu știu fără Felix. După cum vedeți, sunt varză fără Felix. Hai să vedem. Deci eu nu știu ce trebuie să fac. De ce toată lumea merge pe trotinete, pe mașinuțe dintre alea mici? Au, nu, că am călcat! Stai puțin! Aha, stai că încep să mă prind. Deci noi trebuie să distrugem chestii? Vai, nu cred! Dar era așa de frumos, de ce ai vrea să distrugi? Copiii ăștia nu mai au unde să se plimbe. Și distrugem și copaci. Copacii se pot distruge? Ai de capul meu! Nu cred! Distrug totul cu mașina! Aoleu, bă, fraților, dar era de vis, adică ar trebui să plantăm copaci. Au, nu! Am dat peste cineva. Ești bine? Ai de cap meu, o dispărut. Nu cred, ce joc e asta? Ajutor, nu știu să conduc. Nu știu să conduc. Bă, dar asta e pe bune, adică eu am carnet. Dar eu nu prea conduc, știți? Adică îmi doresc să conduc, nu știu ce să zic. Ziceți-mi voi dacă credeți că ar trebui să conduc și în realitate, pentru că ia uitați. Ai de cap meu, și cu cât ne luăm mașini mai șmechere, cu atâta putem să distrugem mai mult. Ai de mine cum îmi dau banii ăștia și stâlpi. Și aici la reparații, nu știu ce se întâmplă. Dacă m-aș duce în apă... Ai de capul meu, dați-vă la o parte din fața mea că nu știu să conduc! Cred că dacă mă duc în apă... Nu, după aceea nu mai pot să mai ies. Nu cred, am stricat pe aici tot la copii. Am stricat și uța și balansoarele, v-am stricat tot. Da, primez bani pentru asta și se pare că așa este jocul. Deci nu cred. Bă, fraților, stai să vedem câți bănuți avem. Hai să mă duc puțin la zone. Ok. Poți să dai bănuți și te duci în... Deci ăsta este... Ia dacă dăm 450 de Robux, ești nebun? Vă așa așa doar de curiozitate să văd care e faza. Mă duc puțin la shop. Ce putem noi să ne dăm aici? Cică, no damage. Remove vehicle damage. Dar ce? Nu trebuie să faci damage aici. Eu am crezut că trebuie să faci damage. Cum adică? Nu. Asta era scopul, să faci damage. Bă, deci stați puțin că eu... Vai de mine. Ce mă fac? Asta e mașina trash maker care se ridică. Așa, ieși din apă. Vai, nu prea mai în viață, nu? Ridică-te, Cocos Cristina. Stai să vedem, deci dacă dăm pe E. Stai, măcar să ne salvăm noi, bă. Și ia să vedem, mă duc aici în punctele astea. Cred că astea sunt cazuri de ce strică mașina. Te duci singur sau? Că cu mașina nu mi se recunoștea nimica. Dar pentru ce sunt chestiile astea? Eu nu înțeleg. Dacă sunt... A, uite că ți arată 8. 8 copii am dărâmat. Doar atât? Bă, eu hai să văd ce face ăla. Bă, că se pare că a ieșit din mașină. Acum nu mai găsesc mașina. Trebuie să mă duc să-mi spanez. Dar unde pot să-mi spanez mașina din nou? Salut!
Mi-am pierdut mașina, vă rog frumos, puteți să o găsiți? A, uite acolo, că m-am și zăpăcit. Deci eu mă duc înapoi înăuntru și să văd dacă pot să o scot aici din apă. Hai să vedem, pentru că mi-a rămas blocată, bă, fraților. Măcar și bine că știu să not. Dar nu mă mai pricepe. S-a și stricat. Deci v-am zis eu că dacă intru în apă, dar eu sunt și dintre aia curioasă, știi? Hai să vedem, facem curba, face curba, face. Așa. Nu te lăsa, Cocos Cristina, că poți. Hai că poți, scoatem pe aici, uite așa. Am reușit! Copilă, dă-te la o parte! Hai de capul meu. No vehicle damage, make your vehicle indestructible. Ah, deci se pare că îți strici la un moment dat mașina, la asta se referea, că nu ți faci damage la mașină. Ia să dăm yes! 175, ești nebun, du-te încolo. Hai să vedem dacă ne spanăm aici. Ne spanează o mașină șmecheră sau tot un râpci dintre ăla. Hai, open garage. Și vreau și o sedanul ăsta 2. Ce se întâmplă? Costă. Aha, am înțeles. Se pare că ne-l spanăm tot pe ăsta, pe primul. Și mai facem încă pe atâția bănuți. Și, haide bă, hai Cocos Cristina, condu. Așa. Și după ce o să avem suficient bănuți, o să mergem și o să ne cumpărăm o mașinuță nouă. Uite așa, pe stradă. Aoleu, că am vrut pe stradă. Nu se poate pe stradă. Dă-te la o parte! Bă, faza este că jocul ăsta este dus cu pluta. Îmi dă bani cu cât stric pe aici mai mult. Din loc să repar aici și să pun. Vai, nu cred. Deci eu vreau, mie mi-ar plăcea să pot să pun peste tot copaci, să pun bănci, să fac, să fie toată lumea fericită, uite, cu înghețată, cu becuri, cu chestii. Îmi zice să mă duc aici. Ok, să mă duc aici în zona asta, la chestia asta. Și ce mi se întâmplă? Se repară automat? Stai că nu pot să parchez aici. Vreau să fac curba, să intru în cercul ăsta, dar nu pot. Stai. Stai bă, deci eu... De ce nu mai merge mașina? Hai să vedem. Deci vreau să ne ducem aici în cercul ăsta. Ok. Quick repair. Repair your vehicle faster. Am înțeles. Deci în loc să stai și tu aici câteva secunde, te pune să plătești bani. Adică e pentru oamenii care n-au deloc răbdare să plătească mulți bani. Îmi pare rău, copile, dar probabil trebuia să fii la școală acum. Vezi? Dacă nu ești la școală, ce se întâmplă? Aveți grijă! Nu! Ajutor! New zona locked! Hai că mă duc repede de repejor. Hai să ne teleportăm la village. Deci ne-am dus la sat. Hai să vedem cum este aici la sat. Am și bani de mașină nouă! Hai să ne ducem la mașină nouă. Stai, unde se... Deci mă duc la shop, dar la shop nu găsești mașinile. Aici. Bun. O cumpărăm? Hai să cumpărăm. Iuhu! Ia uitați, mi-am luat mașină nouă. Arată destul de bine. Nu este ea chiar cea mai modernă, dar pentru asta va trebui să mai lucrăm. Am venit la sat. Băi, dați-vă la o parte! Ce? Make your vehicle indestructible. Nu mă, lasă-mă pace. Eu am venit aici, mă scuzați, sunt de la oraș. Deci eu nu știu. Eu sunt obișnuită numai cu autostrăzi. N-am loc aici! Dați-vă la o parte! Vai de capul meu! N-aveți încredere în mine, că abia mi-a luat carnetul! Bă, le-am stricat toate casele la ăștia, ești nebun, zici că-s din ciocolată! Frate, stai că nici mașina mea nu prea mai are multă viață, trebuie să mă duc să mi-o repar, uite aici! Hai, du-te, și stai aici, stai! Băi, deci asta nu știi să fac curba! Așa, du-te și stai aici până te repari! Stai, să ajungem la viață de 500! Stai acolo înăuntru! Stai, mă, pe cercul ăla. Așa. O, asta are viață mai mult. Are 650, după cum vedeți. Știți care e partea bună la satul ăsta? Cu oamenii ăștia stat de harnici încât... Uitați voi, cât de repede și reconstruiesc totul. Sunt foarte harnici oamenii. Bă, mașina mea e super tare. Vedeți, are 650 viață. Adică nu s-a distrus absolut deloc. Și am și bănuți, hai că o duc bine. Știu clar că nu avansez eu foarte repede așa cum avansează Felix, dar eu sunt mulțumită, bă, că m-am prins cum merge jocul, știți? Ia uite-te. Pur și simplu trebuie să fac o grămadă de damage pe aici. Așa. Și cu cât înaintăm, cu atâta ni se deschid zone noi. Hai să mai reparăm puțin, să fim cu 650, că m-am obișnuit, așa. Deci ăștia încearcă să-ți bage aici să le dai bani. Bă, nene, dă-te la parte. Deși, dacă ai puțin răbdare, nu trebuie să investești bănuți. Că ți se repară mașina singură. Încearcă și ei să se îmbogățească cu Robux.
Uai de mine! $250, cui au picat bănuții aia? I-am luat eu! Mi-am umplut portofelul! Prefer, cumva, să distrug mai mult casele decât oamenii, nu știu, că parcă e puțin weird. Haide! New zone unlocked! Este bridge, hai să ne ducem la pod. Hai să vedem. Avem 750 de bănuți. Cât costă sedan 3? 18.000! Bine mă, cam scumpicel. Stai. Așa. Mi-ar fi plăcut să-mi schimb culoarea la mașină, adică probabil chiar și mașina asta ar fi arătat mai bine dacă era pe o culoare mai interesantă. Hai să vedem unde ne ducem. De aici nu cred că pot să dărâm blocurile, nu? Că-s cam dificil de dărâmat. Hai de capul meu, am făcut ravagii. Aici cred că o să merge mai mult pe omuleți ăștia. Din păcate, aș fi vrut să dărâm blocurile, dar n-am mașina suficient de puternică. Probabil doar copaci. Să am mare grijă la apă, că după aceea nu mai ies de acolo. Și omuleți ăștia, dar hai să ne ducem puțin pe stradă să vedem. Pe podul ăsta. Hai să mă duc puțin pe pod. Scuze-mă! Îmi zice că să mă duc să repar. Deci cam ăsta e podul, avem doar jumătate de oraș, nu este orașul foarte mare. Mi-a plăcut foarte mult acolo în parc. Văd că ăștia sunt mai bogați. Aha! Bă, deci mi s-a distrus mașina. Faza este că trebuie să am grijă să nu las mașina să se distrugă, știți? Și eu n-am fost atentă să văd exact ce damage are. Hai să ne ducem. Încă puțin, mai facem vreo 8.000 și ne cumpărăm mașină nouă. Dați-vă la o parte, toată lumea! Mi-am luat carnetul, este prima mea zi! Ajutor! Dați-vă la o parte! Îmi pare rău, dar chiar nu știu să fac urba! Vreau să parchez și nu știu cum! Vă rog frumos, dați-vă la o parte! Toată lumea! Mamă, mi-ar fi plăcut puțin orașul ăsta să fie ceva mai mare. Uite, stai mă, că am ieșit din mașină! Eu am nevoie să merg cu mașina, ești nebun? Așa intră, du-te acolo și reparăm. Hai să reparăm aici mașinuța. Stai fată, stai acolo. Uite aici, stai ca să te repari. Asta e pentru cine nu știu să nimerească aici în cercul ăsta. Te ademenesc ăștia cu Robux. Așa, 650. Hai să luăm curba pe aici. Mamă, să știți că e destul de greuț. Adică mașinile astea nu prea merg foarte bine. Îmi pare rău. Iarăși mi-am făcut așa damage la mașină, iarăși trebuie să mă repar. Haide mă, repară-te mai repede. Ok, mi-e place de fiecare dată când îmi zice că mi s-a activat zona nouă. Mi se pare genial, pentru că-s curioasă, vreau să văd ce zone mai sunt. Și dacă sunteți super bogătați și plătiți acolo 450 de Robux, puteți să luați toate zonele. Da, eu sincer nu vreau să iau toate zonele, pentru că îmi place așa pe parcurs să avem surpriză. Mi s-a făcut iarăși damage la mașină, vin aici și mă repar. Cred că avem bani de următoarea mașină, ceea ce ar fi super tare. O să o las să mi se strice. Haide, asta e ultima reparare. Și acum o să las să mi se strice mașina ca să putem să mergem la garaj să ne luăm mașină nouă. Dați-vă la o parte că nu știu să conduc. New zone unlocked. Hai să ne ducem. Ce avem aici? Beach! Mergem la plajă! Și ne luăm și mașină nouă. Hai să ne ducem aici, că avem deja destul de mulți bănuți. Băi, deci vreau să merg la plajă! Hai să luăm sedan 3. Iuhu! Bă, deci arată super învechită mașina asta. Când ne dă și nouă Lamborghini și dintre astea? Haide! Dar nu contează, bine că putem să mergem la mare. Ia uitați-mă, oameni buni! Avem aici tot felul de umbreluțe, oameni bucuroși! Nisip! Palmieri! Șezlonguri! Uai, nu! Să nu cazi! Bă, să nu cazi, că după aceea nu mai știu să mai ies de acolo. Deci nu pot să cred... Cine se plimbă cu bicicleta pe plajă? Pe bune acum, uite! Copii la nisip, umbreluțe! E nebunie! Da, era fain să construiesc eu o plajă, adică mi-ar fi plăcut. Mi-e plac foarte mult jocurile astea în care construiești. Ia uitați cât de mult damage îmi dă la mașină. Vai, fată, intră înapoi. Așa, stai acolo. Avem aici și coșurile de reciclare. Băi, deci este superb. Mi-ar plăcea să locuiesc într-un oraș care are și plajă. Ia uitați, trebuie deja să-mi repar mașina. Hai de capul meu. Hai că s-a priceput. Deci dacă o lași așa singură, nu se repară. Trebuie să o duci neapărat în punctele astea. Hai și stăm aici să ni se repare.
No, nu vreau să dau bani mai mulți. Haide, 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 s-a reparat. Asta are 800, destul de bine, o ducem super bine. Hai să vedem, cotro ne ducem. Scuze-mă, am venit și eu la mare, poate nu trebuia din prima zi să mă duc la mare, abia mi-am luat carnetul. Vă rog frumos, toată lumea nu se mai bronzează. Toată lumea să se dea la o parte. Cineva a construit și castel de nisip. Bă, fraților. Ce joc dus cu Pluta, nu cred. Am căzut. Deci eu am căzut. Ah, ce bine. Stați, vedeți, în loc să iau pe partea cealaltă. Ia, ce curbă am făcut aici. Haide, Cocos Cristina, du-te și repară mașina, că nu prea mai are viață. Ai luat toată viața din mașină. După cum vedeți, este și fum. Ia, uitați-vă la mine ce șoferiță sunt. E, hai că dacă toți suntem aici, să ne facem 800 viața. Haide, haide, fă 800. Așa, perfect. Facem curba. Să știți că se face curba foarte greu cu mașinile astea. Deci zici că au... Zici că sunt la, pe tractor. Uite așa. Scuzați-mă, scuzați-mă, să știți că eu nu vreau să vă rănesc. Eu sunt bună la suflet, dar trebuie să facem aici Robux. Și trebuie să facem bani ca să putem să ne investim în următoarea mașină. Îmi pare rău. Uite. Au, nu! Deci iar așa am căzut aici. Trebuia să puneți o balustradă. Mai vin și oameni ca mine care nu se pricep și trebuia neapărat balustradă. Haide, mă! Uite așa. 550. Haide, haide până la 800. Haide până la 800, te rog! Stai aici! Așa, stăm aici. Gata. Mașina noastră este perfectă. Ar fi super tare dacă și în realitate ni s-ar repara atât de ușor toate mașinile și toate chestiile. Văd că oamenii ăștia nu se supără. Pur și simplu i-am lovit aici și practic n-au nimic, nu îi deranjează, imediat își revin. Uai de capul meu! Deci am dat o tonă de damage aici. Ia să vedem la zone. Ce urmează? Intersecția, Japan Crossing, băi, Chinatown, Bay Gardens, Steam Park. Oh, cred că mi-ar plăcea foarte mult să mergem în părculețul de distracții. Spawn, așa. Tot același sedan, vechi și amărât, dar măcar are 800 forță. Sunt curioasă oare celelalte mașini cât au de mult. Cer scuze, dar vreau să vă iau banii. Dați-mi pe toți, că vreau să-mi cumpăr mașină nouă. Cu siguranță mașina nouă mă va ajuta mai mult. Wow! Iarăși am căzut aici. Deci, m-am lăsat dusă de val. Și valul m-a dus aici. Dar noroc că ne reparăm mașina, ceea ce e super bine. Haide, haide, stai aici. Uite cum mă temptează, mă, să dau bani. Așa, stai, 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 ca să te repari. Stai, mă. Așa. Și ne ducem înapoi. Și mai avem foarte puțin și ni se dă unlock la o zonă nouă. Abia aștept să o facem și zona nouă. Să vedem despre ce este vorba. Văd că cel mai mult îmi dau... Când dau pe omuleți. Ba, deci m-am dus în apă. Nu cred. Dar nu era adâncă deloc. Stai să vedem. Faza este că cred că dacă merg așa mai drept, îi prind pe mai mulți. Scuzați-mă, oameni buni! Nu! O nebună ca mine s-a apucat de condus! Păzea! Că nu sunteți safe! Așa, cu ocazia să ne reparăm puțin și mașina. Și vreau să văd după ce o să ne ducem la zonă nouă, să ne ducem puțin la garaj să vedem cât costă mașina cealaltă. Scuzați-mă, oameni buni, știu că n-ar trebui să merg pe trotuar, dar pur și simplu nu mă pot abține. Așa, hai să ne ducem pe aici. Vreau și eu la mare, găsesc și eu un șezlong pentru mașini. Și mașina asta vrea să se bronzeze, că e prea, prea albă, e albă ca brânza. Stai, 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 deci dacă tot am ajuns aici, hai să ne ducem să ne reparăm. Și avem deja 20.000, hai că o ducem super bine. Cât mai este până la zona următoare? Oh, cred că trebuie să mai fac puțin. Că vreau să vă arăt despre ce este vorba în zona următoare. Așa. Haide mă că mă descurc și eu, până la urmă mi-am dat seama despre ce este jocul. Știu că nu evoluez foarte repede, dar până la urmă am găsit și butoanele, m-am priceput. Haide că... am reușit să nu cad! Și acum facem curba și luăm pe toți ăștia în linie dreaptă. Așa, 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 așa. Trebuie să mă duc să repar? Haide, haide că mergem să reparăm. Bă, nu mai are mult. Nu mai are mult deloc.
Și s-ar putea să avem bani și de nouă mașină, vă dați seama? Ia să vedem. Opa! Stai mă, că vreau să te repar! Stai acolo! Stai acolo! Așa, încarcă-te! Încarcă-te! 800! Bun! Vreau zonă nouă! Deci voi vă dați seama, abia mi-a luat carnetul și ia uitați-vă și voi cât de mult m-am plimbat aici peste tot. Uite așa. Am mers și la mare. În prima zi de când mi-a luat carnetul m-am dus la mare. Voi vă dați seama să nu faceți așa ceva. Avem 28 bănuți. Haide dacă totuși am ajuns aici să vedem cât costă următoarea mașină. Că sincer, parcă aș vrea-o. Cât costă? Cât costă? 31! Oi, Doamne! Mai am foarte puțin și pot să-mi o cumpăr. Hai să ne urcăm în sedanul nostru și să vedem aici la zone cât mai este. Mai este foarte puțin. Haide, puțin și ni se încarcă și zona următoare. Scuzați-mă, vă rog! A, ăștia ce fac? Ăștia-s mecanici? A, deci dacă îi atingi, îți repară mașina super tare ca să nu trebuiască să te mai duci acolo. Bă, foarte faină ideea. Îmi place. Scuzați-mă, vă rog! Scuzați-mă, vă rog! Trebuie să fac curba. Așa. Și că mă zice să mă duc să mă repar. Dar stați că vreau să mă ating de oamenii ăștia. Că ăștia repară. Uite, vezi? Ce fain, m-am prins și mi-au reparat mașina într-o secundă. Decât să mă duc acolo și să stau atât de mult. Scuzați-mă, sunt nouă în oraș, nu știu exact pe unde se ia. Vă rog, puteți să-mi explicați că vreau să ajung în partea cealaltă a orașului, la zona nouă. Pe unde o luăm? Sigur nu pe aici, nu-i așa? Vai de mine! Haideți să mai căutăm încă un omuleț de la verde! Unde sunt omuleții verzi? Uite aici! Ăsta are mulți bani! Ce tare! Bă, deci trebuie să fii atent pe aici! Uite banii lui ăla! Bă, dar eu nu i-am luat, nu? O mai venit încă unul cu mașina! Aha! Deci putem să ne jucăm mai mulți deodată! Unde-i nenea verde? Unde-i nenea verde care repară? Că nu mai vreau să mai duc acolo, m-am obișnuit! Mi-a arătat posibilitatea. New zone unlocked! Haide să ne ducem aici la intersection. Așa, mergem să vă arăt zona nouă. Și dacă tot suntem aici, vreau să-mi și cumpăr mașină nouă pentru că avem bani. Uitați, sedan numărul 4, 31.000. Spanăm. Ia uitați-l cum arată. Măi, cine știe ce aș vrea să fie ceva mai luxos. Dar asta este planșa nouă, de care mă simt foarte mândră. Doar că e pur și simplu o intersecție. Vedeți ce se întâmplă aici? Este doar o intersecție. Și mai greuț așa, pentru că nu sunt foarte multe lucruri de făcut. Dar mi-a plăcut foarte mult că am descoperit că dacă treci peste omuleții ăștia verzi, ți se repară mașina și nu trebuie să te mai duci acolo. Ceea ce e super tare. Măi, oameni buni, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Cam ăsta a fost joculețul. L-am jucat singură și sunt mândră de mine, că știți că de obicei îmi zice Felis tot ce trebuie să fac. Și eu... Acum pot să zic că m-am desurcat singură, singurică. Așa că zic că merit un butonaj de coco-like. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mai facem episoade de genul acesta. Și ne vedem data viitoare. Pa!